Obosiți de atâta luptă cu vântul, schimbăm mijlocul de transport. Dăm balonul pe bocăniță și ne continuăm drumul printre cele mai frumoase peisaje din Secuime. Am mai întâlnit vechiul tren în emisiunile noastre, dar nu am reușit să-i aflăm întreaga poveste. Am început să remediem linia în 2010. Linia de Mocăniță. Linia de Mocăniță, cei 14 km. A trebuit cosmetizați. Pe trasea era pădure crescută pe ecartament. Cât de vechi este această linie de Mocăniță? Construită în 1915, făcea legătura Târgu Mureș-Praid. Locomotiva a fost depozitată la Sibiu. Făcea relația Buru-Câmpeni mai de mult în Munții Apuseni și a fost înmagazinată la Sibiu. De acolo am adus-o în... Și vagoanele? Vagoanele, două le-am făcut noi, le-am construit noi. Unul este original, așa, tip gondolă. Locomotiva e construită în 1949 în Polonia. Din cele 10 construite, două se află la noi în țară. Dar să vă explic cât de cât cum stilul de funcționare. Acolo e magazia de lemne și apă. Tehnic îi spune tender. Da? Acolo intră cam 4 metri cub de apă. Într-o zi de funcționare folosim cam 5 metri cub, deci 5.000 de litri de apă. Apa e trasă în față, vine în cazan, care e deasupra cuptorului de foc, unde face foc. Da? Ajunge la o deci fierbe apa în cazan, o transformă în abur. Aburul aici, în fântâna asta pe orizontală, să zic da, așa, sunt vreo 100 de țevi. De unde iese aburul de acolo? Acolo dimineața atașăm expresul și facem cafea. Bine ați venit la Mocănița Cozata, Mircea e numele meu. Vom călători 14 km până la câmpul cetății, 14 întors, cam 2 ore durează călătoria. Când intrăm în pădure, atenție la eventualele crenguțe. Iar din stânga direcției de mers, dacă fuge ceva mare și negru spre noi, să nu ne speriem, este ursul. Cam pe aici vine așa. Prin zona asta. 400 de metri avem altitudine. Urcăm până la 700 pe lângă râul Sovata, Valea Săcădatului. Acolo va covora ajutorul de mecanic, va frâna manual până la capătul liniei. Linia construită în 1915, locomotiva cu abur 49 Polonia, mecanicul 52 Sovata. După cum vedeți, fetele, eu am 25 de ani, 1,90 m, 75 de kg. Mulțumesc pentru aplauze, aici am adus. Un moment, vă rog, căsătorit. Amănunte nevada Carmen la pornire și pe traseu. Carmen este gondolier în Veneția. În locul ei s-a dus un frânar de la noi. Sper să se descurce, schimb de experiență. Dau legătura în studio. Carmen! Bună ziua! Bine ați venit la Mocănița Sovata. Vreau să vă zic regula Mocăniței. Când locomotiva trage semnalul, noi aplaudăm. Și pe traseul la toată lumea facem cu mâna la oamenii din curte, la căței, la urs, la mașini, la paparazzi, la toată lumea. Iar când intrăm în prima pădure, vreau să vă spun că intrăm în pădurea fermecată și ne întoarcem până în 1915, deci vom face o călătorie în timp, vom vedea cum s-a călătorit acum 100 de ani. Și o să ne și transformăm în prinț, prințese, zâne, cavaleri, fiecare în ce dorește. Să vorbim un pic și cu mecanicul Mocăniței. Bună ziua! Bună ziua! Daniel, îmi pare bine. Dietrich Iosif. De când sunteți mecanic de Mocăniță? Din 1979. O, aveți experiență bogată. Da, am mai lucrat pe Mocăniță la Răstolița și pe urmă am lucrat pe diesel și acum sunt pensie și lucrez aici tot pe Mocăniță. Care este iuțeala cu care mergeți dumneavoastră? Văd că aici scrie cu 35 de km pe oră. Iuțeala 35 de km, dar de fapt avem zone unde ajungem și până la 25 de km la oră. 25? Deci până la 25, deci unde e linia mai bună, deci partea spre câmpul cetății. Dar viteza medie, cea de croazieră? Cam 10 km. Până în 12 km, cam asta ar fi. Puteți să ne descrieți un pic ce aveți dumneavoastră aici în interior? Da, cum să nu. Cu multă plăcere. Mulțumesc, de-abia aștept. N-am fost niciodată într-o mocăniță, în locomotivă. Acesta este cazanul. Poate asta vă fur meseria și devin și eu mecanic. Nu, asta nu mai faceți. Asta e cutia de foc, care se încarcă cu lemn și cu cărbune.
Aici e cazanul vertical, cazanul orizontal. Dacă vă uitați mai atent, o să vedeți, sunt peste 100 de țevi, care sunt țevile pentru încălzire a cazanului. Deci fierbe apa tot timpul, care apa formează aburul și aburul se strânge în doma de abur, care ajunge până la o presiune de 15 atmosfere, după cum se și vede. E foarte cald aici. E cald, nu da. Știu cum rezistați. Da. La ce folosește levierul ăsta? Ăsta e regulatorul. Aha. Deci, cum ar veni accelerația la mașină. Deci de aici. Aș vrea să trag și eu un pic de semnal. Cum ăsta se ia. În ce parte? Jos. Hai cu viață. Nerăbdători să vedem cum e cu mocănița, ne-am urcat și în vagon, pregătiți pentru o plimbare pe care ai timp să o guști pe îndelete. Aici, cei doi soți care dețin frumosul tren se transformă în actori amatori ca să-și distreze turiștii pe tot parcursul călătoriei. Am intrat în pădurea fermecată, în lumea vastă, în lumea poveștilor, deci începem să ne transformăm. Pe partea dreaptă o să avem râul Somata. O să vedem căsuța piticilor din albă ca zăpada, o căsuță în copac. Pe urmă trecem pe râul Săcădat și o să urcăm pe Valea Săcădatului până la altitudinea de 700 de metri. Mai vreau să vă spun că râul Somata e din vată de zahăr și pești din ciocolată. Ne punem ochelarii de protecție, centurile de siguranță, prindem o viteză amețitoare de 20 de km la oră, o iuțeală maximă. Vă puteți plimba cu mocănița din Sovata doar în sezonul estival, din luna mai și până la începutul lui octombrie. Experiența este una de neuitat, deoarece gazdele sunt vesele și primitoare, iar cele două ore de drum vor zbura fără să prindeți de veste.